Bună tuturor! Rețeta de astăzi este un desert, și anume o negresă de post. E una dintre rețetele pe care le făcea bunica mea în perioada postului, cu nuci, cu stafide și cu dulceață din cămară. Începem prin a amesteca ingredientele uscate, adică făina, cacaoa și praful de copt. Rețeta aceasta este una foarte simplă, economică și totuși delicioasă. După ce am amestecat ingredientele uscate, le dăm deoparte pentru a amesteca ingredientele umede. Într-un bol mare am pus o jumătate de cană de lapte de migdale. Bunica folosea apă minerală, dar eu m-am gândit să-i dau un plus de gust. Cu aceeași cană am măsurat și jumătate de cană de ulei, jumătate de cană de zahăr și le-am amestecat toate foarte, foarte bine pentru un gust și mai intens, am pus o linguriță de cafea solubilă. Știți voi, nes. Am amestecat totul cu un tel cât să se dizolve zahărul și apoi am pus puțină de pastă de vanilie. Puteți să puneți foarte bine și zahăr vanilat sau esență de vanilie sau chiar de rom, dacă vă place. Am adăugat și dulceața. Eu am pus cam 3 linguri pline de dulceață de piersici. Puteți folosi orice dulceață vă place. Mai amestecăm puțin ca să se combine ingredientele, și apoi suntem pregătiți să adăugăm ingredientele uscate. Încorporăm totul foarte bine, dar nu vă faceți griji dacă rămân cocoloașe. Nu e nicio problemă. După ce le incorporăm toate bine, vom adăuga nucile și stafidele. Eu obișnuiesc să prăjesc nucile într-o tigaie fără ulei și apoi să le toc grosier mi se pare că adaugă un plus de textură și aromă prăjiturii noastre. Încorporăm și nocile și stafidele foarte bine, cu o spatulă drăguță, cu motiv de Crăciun. Suntem pregătiți să dăm prăjitura la cuptor. Eu voi face astăzi două mini prăjiturici, dar puteți să coaceți totul într-o tavă mai mare. place foarte mult forma aceasta de guguluf, de silicon, pe care am uns-o cu foarte, foarte puțin ulei. Să vă spun un secret prăjitura aceasta, după ce este coaptă și s-a răcit bine, se congelează superb. Astfel, putem să ne bucurăm de gustul ei delicios când avem poftă, fără să trebuiască să ne apucăm de copt de la zero. De negresat din forma de guguluf, ne vom bucura împreună imediat după ce o scoatem din cuptor, iar pe cea în forma de aluminiu o voi pune la congelator pentru momente când nu am atâta chef să gătesc. Când vreau să o servesc, pur și simplu o scot de la congelator și o las pe blat cam jumătate de oră. Gata! Negresele au plecat spre cuptor. Între timp, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Uitați-vă la ele ce simpatice sunt. După cum vedeți, sunt ferme, dar nu foarte ferme la atingere. Negresele au ajuns la temperatura camerei, deci pot să le pun o glazură de ciocolată. Este pur și simplu cacao, cu puțin zahăr pudră și cu unt de cocos. Pentru un aspect mai festiv, m-am gândit să presar pe deasupra niște nucă tocată. De ce nu? Nu-i așa că arată delicios? Negresele sunt gata să fie servite. Îmi plac foarte mult alături de o cafea sau de un ceai, dar merg excelent și cu lapte. Negresa e o prăjitură care nu trebuie să fie pufoasă. Caracteristica ei este un blat dens și aromat. Așa cum vedeți aici. Se simt bucățile mari de nucă și stafidele. Un deliciu absolut. Vă invit să încercați rețeta mea și să-mi spuneți cum vi s-a părut. Până atunci, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru rețete noi și delicioase.